Ungaria a dat marea lovitură. Anunțul venit chiar acum de la Budapesta este relativ ușor. Ungurii dau o lovitură de proporții. Vestea a venit chiar de la Budapesta, iar noua veste trimite o undă de șoc în toată Europa. Ungurii au explicat că au reușit să înregistreze un mare succes în plan economic, iar actorul principal pe care s-au bazat în această reușită este China. Ungurii au dat o lovitură uriașă în plan economic. Aeroportul din Budapesta a devenit aeroportul cu cea mai dinamică dezvoltare din regiunea Europei Centrale și de Est în domeniul transportului aerian de marfă. Informația a fost furnizată de Josef Kosut, directorul de cargo al aeroportului din Budapesta. Acesta a susținut pentru publicația maghiară Novechedes, cu că locația excelentă a Ungariei o face atractivă pentru companiile aeriene chineze este relativ ușor să convingi o companie aeriană chineză să nu zboare două ore până la Amsterdam doar pentru ca mărfurile sale să fie trimise înapoi în Europa Centrală. Ci să folosească în schimb aeroportul din Budapesta, a explicat el, conform Hungarito Daihu. Josef Kosud a ținut să vină cu detalii importante în acest sens și să arate cum a reușit Ungaria să-i convingă pe chinezii să facă acest pas important. Desigur, acest lucru necesită mai mulți ani de negocieri și o muncă de fond serioasă, iar dezvoltarea unui aeroport cargo este o sarcină extrem de dificilă în sine, a adăugat Joseph Kosut. El a susținut că o mare companie chineză a ales aeroportul din Budapesta ca sediu pentru Europa Centrală și de Est. De exemplu, compania chineză Alibaba, una dintre cele mai mari platforme de vânzări online din lume a ales aeroportul din Budapesta ca sediu pentru Europa Centrală și de Est. Transmite oficialul maghiar.